Bună ziua, bună ziua! Avem și pe Leonardo la masă, mănâncă un sandwich. Bună, facem mâncarea, prieteni. Aici facem, am făcut prăjeală cu ceapă cu roșii, prăjeală normală. Nu se vede așa bine. Am pus în cotoaie. Vreau să fac un ceapă așa de orez. Orez cum facem noi țigănesc roșu, nu alb. Trebuia să călesc mult cu gura multă. Am zis o mâncare gătită pentru copii. Am mai mâncat așa rece și nu prea mai gătit. Am luat-o cu Paul, am văzut multe comentarii că ce să fac, nu mă gătesc și spăl niște farfurii. Dar ce să fac, să lăsăm casa cu fundul în sus. Asta e, fac mâncare la copii, de ce să nu? Hai să stau în casă și să aștept să facă ursul. Vor fi bărbați. Nu trebuie să-l ajut să trăiesc, că sunt în putere. Nu mai fi? Facem orez cu pulpe. Așa pun cu de toate, cu ardei gras, cu tot ce trebuie în el. Patronul gătește afară, n-am nimic cu ea, fiecare gătește cum poate. Are alte preferințe de mâncare, eu cu copiii altfel, cu ursul. Dar cum să mi-ai mâncat pâine ca multă? Ia când te-ai mâncat pâine ca multă. Câtă pâine ai mâncat tu? Doamne, stare că nu am dat stare. Bine, bine, după care punem apă. Facem așa cu prăjeala să mai stea carnea să facă bine și un apă, să punem orezul, nu mai trebuie separată. Și am văzut și multe comentarii, dar nu are rost să mai bag în seamă. Mai dau explicație, nu știu ce, cine a făcut, cine a vorbit, nu. N-are rost. Chiar n-are rost. Și ea de ăsta bun cu ascot, care îl tot făcut așa, dar nu tot, că am tocat doar jumate, am zis să fac, să nu pun mult. Mie nu-mi place să-mi bag joc de lucruri. Să punem mai puțin. În șapă. Arată bine, când e prăjat la roșie și are de toate în ea, arată bine. Se va duce frumos. Nu arată mâncarea asta, ca să pun și orezul să fie albă. Culoare! Nu de rezim. Și eu am zis că mă descurc eu la bucătărie să spăl toate vasele ce sunt plăcițe și fata care e și ajută pe batul meu, am zis că nu mai spăle vasele și mai este iar prea multă treabă. Am zis că le spăl eu vasele, aici mă ocup eu bucătărie, spăl eu peciocul, spălile, mă fac cum făceam până acum, dar nu o să stau cu o pană acum, să stau în pat. Ce mai urmează să punem una orez cu toată vă dată. Vrem să fie agodată cu carnea, cu pulpele. Acum o să fie și să pun și ardei, pentru că am mai băluat cu alte treburi și am mai pus o plătincioară, un alt orez, felul 2. De ce mi-am pus asta? Cam nu știu dacă am spus. Mă doare museaua, mă dor din singură de la curent, pentru că stau cu ușa deschisă și mi se pare că e foarte mult curent aici, ca nici o bucătărie. De ce am pus asta în cap. E mai cald afară, cum este aici. Afară e mult mai cald. Dar nici nu să stau cu ușa de închisă, nici iarnă, acolo, că tot deschisă. Și mai ales că trebuie să o măsură să pun geamul ăla pentru că e spart și nu m-am dus. Nu știu unde să găsesc, trebuie un geam de termofan, un geam normal. Trebuie un geam de la totul mai gros să punem. Dacă nu gătești mâncare, ce să vrei? Sandwich-uri și de ăștia mâncare așa ușoară, nu, nu ai spus. Dacă nu gătim, nu ne simțim bine.
Nu știu cine e afară. Lăsăm așa să mai scadă orezul, să mai fiarcă, încet, încet. Deci mai facem un alt orez. Două feluri de orez să fac. Două mâncăruri. O oală mai mare, o mai mică. Și Alex e la masă, prieten, dar nu mai are pe băiatul meu pentru că nu-i convine când e la masă. Leonardo. Poftă bun, Alex! Ce? Lăsăm așa încheie. Servește și celălalt. Două oreze, două oare. Două mâncăruri de oreze, am mai văzut așa. Mai merge și așa. Am mai făcut și felul 2, un orez mai picant, pentru că aici nu pot să bag ardei, ci le are. Asta e pentru copii. Asta e gata. Și acum să punem verdeață la ăsta și oprim și pe felul 2. Ăla e al meu încă, picioara mică. N-am făcut separat mai întâi. Ăla e cu sora ei, cu Stella, pe afară. Am făcut două oreze, două ciorbe. Ăla l-am făcut mai picant și îmi place mai picant pentru mine să mănânc. Să fie mai iute. Fără carne și mai picant. Am pus ardei, nu, ardei. Ăsta e care am făcut pentru copii. Este un orez bun. Are și pus. E chiar și orezul ăsta. Am făcut două mâncăruri. Una cu cărniță, una fără. Și orezul ăsta e mai picant, am mai zis. Păi, ce să fac? Am văzut multe comentarii. Până am filmat și eu ce pot. Ce pot să fac? Să mă duc să răstor în casa, nu știu, ce pot să fac altceva? Asta sunt. Cine are plăcere să urmărească ce fac, le mulțumesc. N-am ce să fac altceva, deocamdată. Ați văzut, când este de făcut, da. Dar știți ce le place? Le place scandalul. La unii le place scandalul. Să ne certăm, să facem. Mie una nu mai îmi place scandalul. Nu mai vreau scandal. Vreau liniște, nu mai vreau stres, m-am săturat. Să vă arăt că mi-a făcut un orez. Un orez picant, asta e pentru mine azi. Și ăla e cu cărniță. Ce s-a arătat ceva? N-am ce. Asta sunt, că spăl două vase, că fac, păi fac. Spăl și o farfurie, fac curățime, ce să fac altceva? Nu am ce. Și vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți, care mă urmăriți și care nu. Ce să mai zic, mulțumesc și lor. În fine, acum ce să mai zic? Mulțumim tuturor! Ăștia suntem. Că filmim, că facem, ce să fac altceva? N-am ce, deocamdată n-am ce. Iar mi-e și părul pe afară. Așa e el. Mai târziu, așa, dimineața, stă potolit. Frumos. Am dat cu jos. Mai târziu începe și eu iar azna și părul, că mă ia și capul omului. Nu mai mă ascult cu el. Nu mai ascultă nici părul. Sunt foaie, dar dimineața e frumos când îl fac. Foarte frumos. Îmi stă fărul frumos aranjat. În clu e rarna. Pe afară ce să vă mai arăt? Nu am ce să arăt. Că mături, că... Treabă și pe afară. Ceaunele cu alea, prin curte. Prieteni, vă mulțumesc. Și vă doresc o zi frumoasă, plăcută tuturor. Pa, pa!